Spuneați în cartea noastră că trăim în România sfârșitul economiei iluziei. Cum știm că orice sfârșit înseamnă de fapt un început, care credeți că va fi de fapt începutul? Ce se va întâmpla practic după acest sfârșit al economiei iluziei? Mi-e teamă că va apărea o nouă iluzie, de fapt aceeași iluzie a creșterii economice pe baza consumului și pe baza creșterii datoriei. De data aceasta, singurul lucru pe care vom schimba va fi datoria publică în datoria privată în datorie publică. Am avut o iluzie a bunăstării pe baza creșterii exponențiale a datoriei private. Acum începem să avem o iluzie a relansării pe baza creșterii exponențiale a datoriei publice. În esență, pentru fiecare din noi înseamnă același lucru. O bunăstare pe care, de fapt, vom constata la un moment dat că nu ne putem permite. Înțeles. Există vreo șansă la un moment dat ca România să iasă din această succesiune de economii ale iluziei? Există dacă ne bazăm pe resursele neexploatate de eficiență și, în primul rând, pe românii care sunt de vârstă activă, ar putea să muncească, dar nu muncesc, sunt 4 milioane. Este singura modalitate, după părerea mea, de a crește și veniturile la buget, nu prin creșterea fiscalității, ci prin integrarea în câmpul muncii a măcar unei părți din acești oameni care, nemuncind în economia la suprafață, nici nu plătesc taxe în economia la suprafață. Da. După părerea mea, aici trebuie să ne concentrăm. Strategia trebuie să fie pe creșterea ocupării, nu pe reducerea ocupării. Prin reducerea ocupării nu facem decât strict contabil să ne închidem pe niște cifre de deficit mai mici, dar nu să avem o reluare sănătoasă a creșterii economice. Apropo de economia subterană și de ceea ce se întâmplă cu munca la negru în România, credeți că putem vorbi de o asemănare a României cu ceea ce se întâmplă în Grecia la ora actuală? Am vorbit de o asemănare a României cu orice țară care are o problemă de plata datoriei publice. Doar că noi suntem un pic mai prost priviți de multă lume decât Grecia. Să nu uităm că Grecia a fost downgradată de la un rating foarte bun cu A. Noi suntem deja la ratingul la care Grecia a fost downgradată și de aici ne pasc alte riscuri și mai mari. Deci pentru noi, și noi nu suntem nici membri ai zonei euro, așa cum este Grecia, pentru noi riscurile sunt mai mari decât pentru orice altă țară care este membră a zonei euro, pentru că acest colac de salvare încă nu există în România, așa nume Banca Centrală Europeană.